Specialiștii din cadrul Agenției Naționale împotriva traficului de persoane și polițiștii de prevenire s-au întâlnit cu liceenii gălățeni cu care au discutat despre diversele forme pe care le poate îmbrăca traficul de persoane, modalitățile de recrutare sau factorii care favorizează victimizarea. Tinerilor le-au fost oferite atât materiale de informare cât și recomandări antivictimizare, fiind subliniată importanța obținerii de informații din surse credibile înainte de luarea unor decizii privitoare la anturaj și carieră. Reprezentanții instituțiilor cu atribuții pe linia prevenirii și combaterii traficului de persoane de la nivel local vor participa la o dezbatere pe această temă organizată de Agenția Națională împotriva traficului de persoane cu sprijinul Autorității Teritoriale de Ordine Publică și Direcției Județene pentru Sport și Tineret Galați. În încheierea manifestărilor dedicate acestei zile a fost desfășurată o acțiune de distribuire a materialelor suport ale campaniei în locații de interes public de pe raza municipiului Galați, cu participarea polițiștilor și a voluntarilor din cadrul Asociației Filantropice Sfântul Vasile cel Mare.